care o discutăm în seara aceasta este anti-aging, adică anti-îmbătrânire. Ca să fim așa în trendul companiei, cu faptul că cu produsele noastre reușim să ne simțim mai bine, să arătăm mai bine și să fim mult mai tineri decât vârsta din buletin. Și de aceea, în seara aceasta o să discutăm despre cum ne putem păstra sănătatea și frumusețea cu produsele noastre. Dar înainte să înțelegem cum să ne păstrăm frumusețea și sănătatea și să ne păstrăm tineri, mai întâi să definim starea de îmbătrânire. Da? Definiția îmbătrânirii. Deci ca să putem să dezbatem tema, mai întâi să vedem care este definiția îmbătrânirii. Și conform Organizației Mondiale a Sănătății, îmbătrânirea este un proces care se desfășoară de-a lungul vieții, începând încă de când ne naștem, încă de când am venit pe lume, din momentul ăla începe să bată ceasul în sens invers. Din perspectiva biologică, îmbătrânirea este un fenomen care apare aproape la toate speciile, da? Este o rezultantă a interacțiunilor dintre factorii genetici, pentru că factorul genetic este un factor important în această problemă, de mediu și cei ai stilului de viață care influențează longevitatea. Bătrânețea este un proces biologic natural, deci este firesc să îmbătrânim, dar important este să îmbătrânim frumos. Vârsta cronologică este încă două noțiuni, vârsta cronologică și vârsta funcțională. Vârsta cronologică este cea pe care o avem în buletin cu toții. Și din punct de vedere legislativ, se consideră persoană vârstnică cei care au îndeplinit vârsta de pensionare. Acum, dacă au mărit vârsta de pensionare, se pare că o să fim tineri cât se poate de mult. Din punct de vedere al vârstei funcționale, aceasta este, de fapt, capacitatea individului. Și depinde foarte mult de fiecare dintre noi, depinde de ceea ce, cum percepem noi îmbătrânirea, cum ne simțim. Deci, depinde foarte mult de fiecare dintre noi vârsta aceasta funcțională individuală. Exemple de oameni care sunt bătrâni, recunoscuți ca fiind niște bătrâni tineri, călugării taoiști au vârsta cronologică de peste 100 de ani, dar datorită modului lor de viață arată ca vârstă biologică de 40-50 de ani. Trăiesc mai mult, trăiesc după principii care pun accent pe îngrijirea sănătății și pe cultivarea în mod conștient a vieții. În schimb, occidentalii avem ca, și aici ne referim nu neapărat doar europenii, ne referim și la nord-americani, trăim după principii care pun accent pe îngrijirea bolii, pe cultivarea în mod inconștient a faptului că vom muri, că japonezii au acele și chinezii au acele lucruri legate de încarnare, de trecere frumos în partea cealaltă, ceea ce îi ajută să își păstreze o anumită spiritualitate. La noi ai murit, gata, asta este. Cauzele îmbătrânirii sunt în principiu acumularea de radicali liberi, acumularea de aciditate în organismul nostru, deci practic perturbarea echilibrului acido-bazic și prezența inflamației în organismul nostru. Aceștia sunt cei trei factori care sunt foarte importanți în determinarea procesului îmbătrânirii. Și vom lua pe rând fiecare dintre ei și vom vedea ce putem face cu produsele noastre ca să putem combate acești factori ai îmbătrânirii. Radicalii liberi sunt o componentă principală în îmbătrânire. Este o cauză principală a acesteia. Și ce se întâmplă? Majoritatea celulelor care în principiu sunt în organism au un anumit ciclu de multiplicare. De exemplu, celulele din piele se multiplică cam între 14 și 21 de zile. Celulele gastrointestinale se multiplică la 7-14 zile. Neuronii, există celule, grupuri de celule STEM care se multiplică conform cercetărilor cam la 7 ani.
Deci fiecare celulă are ritmul ei de îmbătrânire și alte celule ar trebui să se refacă din interiorul organismului nostru. Practic, general, organismul nostru ajunge să se refacă ca la un ciclu cam de 7 ani. Dacă noi organismului acesta îi oferim cărămizi proaste să se reconstruiască, se va reconstrui din ce în ce mai defectuos. Și asta se întâmplă datorită radicalilor liberi. Apar mutații datorită procesului acesta de oxidare al radicalilor liberi. Ce se întâmplă? Deci sub influența razelor ultraviolete, a poluanților, a stresului, a mâncării nesănătoase, apare acest proces de oxidare, se eliberează radicalii liberi și aceștia sunt așa ca, cum să vă zic, ca o păpușă fără o mână. Ca să funcționeze corect, are nevoie să ia o mână din altă parte. Și de unde o ia? O ia din celula sănătoasă. Și așa perturbă, prin modalitatea aceasta, perturbă sănătatea celulei noastre. Așa cum am zis, radicalii liberi se produc în organism prin intermediul hranei prelucrate, prin poluare, prin emanațiile cosmice, prin lucruri nocive pe care le facem noi, cum ar fi fumatul. Toate acestea afectează structura intimă a celulei noastre și după ani de expunere, ce se întâmplă? Cum am zis, organismul nostru reproduce o copie din ce în ce mai proastă și se face ca o copie Xerox după altă copie Xerox și uite așa încet pălește totul în organism și toate celulele sunt o ușoară amintire a celulelor care ar fi trebuit să fie. Al doilea aspect legat de păstrarea sănătății și a frumuseții și a lipsei și a îmbătrânirii precoce este legat de spectrul, de echilibrul alcalin-acid. Ce se întâmplă? Noi mâncăm, alimentația noastră este preponderent acidă. Organismul nostru, în mod normal, trebuie să fie alcalin. Organismul ce face? Deci, uitați-vă, pH-ul arterial este de 7,35-7,45. Lichidul intracelular este de 7,2-7,3. Ca să păstrezem, în condițiile în care noi dăm alimente preponderent acide în alimentație, modul nostru de viață, tot ceea ce facem, poluarea, toate acestea fac ca să crească aciditatea în organismul nostru și atunci corpul nostru se tot străduie să păstreze starea lui normală de alcalinitate. Dar muncește mai mult. Muncind mai mult, are nevoie de combustibil. De unde ia acest combustibil? Din rezerva de minerale și vitamine a organismului. Și în situația aceasta avem nevoie, ca oameni moderni, să ne suplimentăm alimentația cu vitamine și minerale ca să ajutăm corpul să se poată reconstrui și să poate aduce la normalitate funcționalitatea organismului. Gândirea este unul din factorii care ne mențin sănătoși, frumoși și să îmbătrânim cât mai târziu. Și așa cum am zis, nu întâmplător este exemplu dat cu călugării taoiști. În niciun caz, nu sunt aspirațiile mele să ajung vreodată călugări taoist, dar o atitudine pozitivă influențează foarte mult inclusiv multiplicarea noastră celulară. Să nu credeți că în momentul în care avem o atitudine negativă și suntem supărați, suntem necăjiți, lucrurile acestea nu influențează sănătatea organismului. Ce este de făcut în această situație? Deci este un ciclu de păstrare a sănătății și a frumuseții care pornește în primul rând de la gândire, apoi de la o respirație corespunzătoare, o hidratare corespunzătoare, pentru că organismul nostru este într-un procent foarte mare apă, nutriție, exerciții și somn. Și ciclul se reia. Practic, acesta este ciclul pe care trebuie să-l urmărim ca să fim sănătoși, frumoși și tineri cât mai mult. Pentru gândire pozitivă, am cules pentru dumneavoastră sfaturile unui copac, care spune așa, stai drept și fii mândru, urmează-ți idealurile, adu-ți aminte unde sunt rădăcinile, bea mai multă apă, fii mulțumit cu frumusețea ta naturală și bucură-te de priveliște. Apa este 60-70% din organismul nostru și aveți aici defalcat unde anume este folosită apa.
ajută la transportul nutrienților, la oxigenul către celule. Umezește oxigenul pentru o respirație bună și ați văzut cât de importantă este o respirație corespunzătoare pentru sănătatea noastră. Ajută la transformarea mâncării în energie. Protejează și hidratează organele interne. Ajută corpul să absoarbă toți nutrienții necesari și reprezintă 75% din mușchi. Are rol în amortizarea articulațiilor și aici este foarte important să păstrăm o stare de hidratare corespunzătoare la nivelul articulațiilor. Reprezintă 22% din compoziția oaselor, înlătură deșeurile, are un procent foarte mare din compoziția sângelui, reglează temperatura corpului, că de aceea avem mai multe lichide vara decât iarna, și reprezintă 75% din creier. Atât de important este să ne hidratăm corespunzător. Aveți aici top alimente hidratante cu procentele în apă care le găsim. Deci apa din fructe și legume este o apă foarte sănătoasă, mult mai sănătoasă decât apa luată din borcanele, din sticlele de apă plată din supermarket. Și acum hai să vedem, ca exercițiu, care este cel mai important produs al nostru pe care îl avem alături de gelul de aloe vera, bineînțeles, pentru hidratarea noastră, pentru hidratare profundă. Ceaiul, gelul. Și este un produs pe care eu tot mereu îl dau exemplu cu buretele de flori. HA-ul, dragii mei. Acidul hialuronic, prezența lui în organismul nostru ne ajută să ne păstrăm hidratarea la tot ceea ce se cheamă țesut de susținere. Că este piele, că este articulație, că sunt artere, că sunt vene. Prezența acidului hialuronic este extrem de importantă. O moleculă de acid hialuronic, în funcție de greutatea sa moleculară, poate lega până la 100 de molecule de apă. De aceea, pentru că astăzi vorbim de anti-aging, te rog, pentru că astăzi vorbim de anti-aging, vorbim nu neapărat de componenta de care avem nevoie de hidratare intraarticular. Doamnelor, dacă consumați periodic, măcar de 2 luni pe an, HA-ul, să știți că și ridurile dumneavoastră vor fi mai puțin pronunțate. Și funcționalitatea întreagă a organismului dumneavoastră va avea de câștigat. Pentru că, v-am spus, acidul hialuronic este prezent în tot ce este țesut de susținere. Așa că să nu uităm de el, că este un produs extraordinar. Și pentru că mai are și ulei de ghimbir și cel de șofrănaș, este un surplus pentru articulațiile noastre ca să avem hidratare corespunzătoare și ca să nu mai fie valabilă chestia aia care o spun eu, că dacă avem peste 40 de ani și nu ne doare nimic, înseamnă că am murit. Da? Deci putem să reglăm acest aspect. Aici am dat ca exemplu, apropo de faptul că aici sunt luate costurile legate strict de sănătate, nu de frumusețe. O cură de acid hialuronic injectabil, și aici mă refer, pentru articulații, costă între 650 și 1200 de lei. Asta apropo de faptul că eu când promovez produsul acesta pentru persoanele care au probleme cu articulațiile, îmi spun, uite, este scump. Scump față de ce? Dacă ajungi să-ți scârțâie articulațiile și să ai nevoie de infiltrație cu acid hialuronic, ai idee câte costă? Să știi ce te așteaptă. Ce faci? Investești un 120-130 cât este acidul hialuronic în fiecare lună sau te duci să dai buluc și ok, asta se adresează unei singure articulații? Ori dacă tu ai o articulație bolnavă, toate articulațiile tale să fii convins că sunt deficitare în acid hialuronic. Nutriția este un element important de care întotdeauna am vorbit. Piramida alimentară toată lumea o cunoaște, trebuie să existe un echilibru. Deci eu nu sunt de acord nici cu vegetarienii compleți, nici cu cei care mănâncă carne preponderent. Deci trebuie să existe întotdeauna un echilibru în alimentație. Un echilibru între legume, fructe, cereale, semințele sunt foarte importante, dar trebuie mâncate crude. Îmi spunea cineva, dar mănânc semințe, cât o pungă de nodlani, sănătate, da? Deci trebuie să existe un echilibru în nutriție și în activitate.
Aici sunt fructele, cele, legumele și fructele care au cea mai mare putere anti-aging. Nuca de cocos și uleiul de cocos este foarte sănătos și previne foarte bine și să știți ca și preț nu este diferit foarte mult de uleiul de măsline. Tot ce se cheamă bogat în vitamina C sunt legume și fructe cu foarte mare putere antioxidantă. De asemenea, utilizarea mirodeniilor și de aceea cei de prin partea asiatică sunt mult mai tineri decât noi și își păstrează tinerețea pentru că își condimentează și astea mâncărurile cu multe aspecte legate de ierburi și plante aromatice. Aici întotdeauna atrag atenția asupra faptului că oricât de sănătos ne-am dorit să mâncăm, nu mai putem obține cu ceea ce găsim în momentul actual ca și efecte bune, nutriționale, din legumele și fructele care le găsim acum. Și aici, uitați-vă, diferență între 1985 și 1996, studiu făcut de Agenția Mondială Anti-Doping, despre cât de mult și-au pierdut în puterea nutrițională alimentele noastre față de ceea ce eram noi obișnuiți să mâncăm. Este foarte important cum mâncăm, pentru că există o corelare extraordinară între vitamine, minerale, microelemente, dar ca să puteți să vă dați seama câtă interdependență există, uitați, între riboflavină, vitamina E, vitamina B6, acidul pantotenic, vitamina B, toate sunt, nu se absorb corespunzător dacă una dintre ele este deficitară. În ceea ce privește microelementele de care avem nevoie și care sunt, deși sunt în cantități extrem de mici în organismul nostru, au importanță foarte mare. Care sunt alimentele nesănătoase? Păi le știm. Chipsurile, sucurile la doză, iaurturile cu fructe, cerealele cu ciocolată, că zic, mă, mănânc sănătos, mănânc lapte cu cereale, dar de-alea că era să le zic eu numele acum și la voie. Așa, bomboane, jeleuri, legume, gume de mestecat, cornuri cu ciocolată, popcorn, mai ales la microunde, sunt beton pentru sănătatea noastră, deci este clar și influența microundelor este crimă alimentară, mezelurile, ceaiurile, răcoritoarele și brânza topită, toate influențează negativ sănătatea noastră și le avem fiecare dintre noi în frigider și pe mesele noastre în fiecare zi. De ce? Pentru că omul modern mănâncă luându-se după gust și nu după conținutul nutrițional. Care sunt alimentele nesănătoase? Păi le știm. Chipsurile, sucurile la doză, iaurturile cu fructe, cerealele cu ciocolată, că zic, mănânc sănătos, mănânc lapte cu cereale, dar de-alea că era să le zic eu numele acum și la voie. Așa, bomboane, jeleuri, legume, gume de mestecat, cornuri cu ciocolată, popcorn, mai ales la microunde, sunt beton pentru sănătatea noastră, deci este clar și influența microundelor este crimă alimentară, mezelurile, ceaiurile, răcoritoarele și brânza topită, toate influențează negativ sănătatea noastră și le avem fiecare dintre noi în frigider și pe mesele noastre în fiecare zi. De ce? Pentru că omul modern mănâncă luându-se după gust și nu după conținutul nutrițional. Cine are nevoie de antioxidanți mai mult decât de 100 de ori? Acestea sunt cele mai importante organe din organismul nostru și ele sunt cei mai mari consumatori de antioxidanți. Observați, creierul este cel mai important, pe el trebuie să-l hrănim cel mai bine, da? Antioxidanții, zic eu, sunt tinerețe fără bătrânețe și viață fără de doctor. Dacă ne consumăm în fiecare zi cele 5 porții de legume și fructe, fie că le luăm din ligheanul de salată, fie că le luăm din suplimente alimentare, cu certitudine vom ajunge mult mai rar la medic. Ce fac antioxidanții? Deci, așa cum am zis, ei blochează ca radicalul liber să vină să muște din celulă ca să-și completeze ce îi lipsește lui, acel electron lipsă.
vine antioxidantul și el se sacrifică și se pune în fața radicalului liber și protejează astfel celula ca să fie sănătoasă. Uitați aici, sunt enumerați care sunt antioxidanți. Vitamina E, vitamina C, coenzima Q10 și o să vedem acum pe parcurs care sunt antioxidanții de care avem nevoie. Antioxidanți de asemenea, pentru că astăzi voi băga, ca să spun așa, într-o singură oală, antioxidanții cu produsele care au fitonutrienți, pentru că fitonutrienții au foarte mare rol antioxidant. Și aceștia protejează reacțiile metabolice. De ce este important să avem prezența fitonutrienților în alimentație? Pentru că ajută la asimilarea vitaminelor de care avem nevoie. Și ați văzut, vitamina C, vitamina E, vitamina A sunt antioxidanți. Fără să avem fitonutrienți, vitaminele nu se absorb corespunzător. Și acum, exerciții. Care sunt produsele Forever care au putere antioxidantă? Absorbent. Artixiu, o să vedem imediat unde îl încadrăm. Argi plus. Asta l-așteptam. Da? Hai să vedem fiecare cum își face rolul. Deci beta-chel este un foarte bun antioxidant pe care vă recomand să îl spuneți cu mare încredere tuturor care au nevoie de susținere antioxidantă. Și antioxidanți avem neapărat nevoie să utilizăm inclusiv la persoanele care au o suferință, pentru că organismul încearcă să reducă acea suferință și atunci are un consum mult mai mare. Deci, categoric este nevoie la persoanele respective să suplimentăm alimentația. Chiar dacă există acea teorie a medicinei clasice că, domnule, dacă persoana respectivă are un cancer și dau vitamine, cât face așa, nu știu ce terapii, n-are voie să ia vitamine. Dragii mei, dați-le vitamine pentru că acelea le susține organismul să lupte împotriva bolilor. Dacă oamenii vin și vă spun această teorie, spuneți-le, păi atunci de ce mai mănânci? Nu mai mânca, cu smură celula canceroasă deodată cu tine. Deci, încurajați-i să ia suplimente alimentare pentru că le va fi mult mai bine, organismul lor va fi mult mai bun luptător. Vitamina A, în beta-chel, avem 3 tipuri de antioxidanți, de fapt, și de 3. Avem vitamina A, avem vitamina E și seleniu. Toate acestea 3 sunt în doze mari. Vitamina A este în doză undeva la vreo 280 și ceva, deci în două capsule de abetachiar avem peste undeva la 280% față de doza zilnic recomandată de vitamina A. Iar vitamina E o avem undeva la vreo 600% în două capsule. Deci avem un produs extrem de concentrat. Ceea ce v-am prezentat eu aici versus costuri, aici este făcut undeva cam la 2 tablete pe calculat. Uitați-vă, vitamina A, E și seleniu, cât ar trebui să luăm? Deci ar trebui să înghițim 5 tablete pe zi, să avem undeva la 153 de lei toată garnitura, da? Cât costă beta-chelul? 100, da? Deci uitați-vă, diferența de preț deja cât este, da? Și este 218 lei pe zi dacă am luat aceste 5 tablete ca să ajungem la ceea ce conține abetachiar. 2,18 este, da? Față de 1,07 cât costă abetachiar la prețul de depozit la 2 capsule pe zi, da? Deci ca în momentul în care omul îți spune, vai, dar este scump produsul. Scump față de ce? Păi uite ce conține. Asta. Da? Vitamina C, absorbent C, este nu este ca și concentrație foarte mare. Am auzit comentariul acesta la niște persoane la care le-am recomandat absorbent C. Păi, dar nici nu avem nevoie să avem o doză foarte mare de absorbent C. Pentru că fiind stabilizat pe tărâțe de ovăz, el se absorbe în totalitate. Tărâțele de ovăz fac ca tranzitul intestinal al vitaminei C să fie lent și aceasta să aibă timp suficient ca să se absoarbă în organismul nostru. Daily. Am spus că fără fitonutrienți, vitaminele pe care le aducem în organismul nostru nu reușim să le asimilăm foarte bine. Daily este un produs care, într-adevăr, nu ar trebui să lipsească din administrarea niciunuia dintre noi.
pentru că conține 50 de nutrienți și fitonutrienți alăturați. Acești 50 de nutrienți, vă promit că la următoarele prezentări, când o să vorbim de daily, o să vă pun defalcat și ce conțin, ca să vedeți câte vitamine, câte minerale, câte oligoelemente sunt într-un ansamblu extraordinar, care prin prezența acestui complex de oligosaharide din aloe fac să fie asimilate extraordinar de bine și recunoscute foarte bine de către organismul nostru. Și vă rog să mă credeți că am făcut o comparare de preț cu un produs foarte complex de vitamine de sinteză la care se face reclamă și care, să știți că și acela costa, nu era 2,29 lei, pe zi era undeva cam la 2,0809 pe zi, cam așa. Și era condiționat sub formă de 15 capsule și spunea că nu trebuie să iei decât 15 capsule pe zonă. Ale erau prețurile, deci suntem competitivi ca prețuri. Mai ales produsul acesta, chiar este ieftin față de ceea ce știe el să facă. Cele 4 tablete de Forever Naturals 18 pe care le putem lua pe zi ne asigură conținutul de cele 5 porții de legume și fructe. Să știți că nu se supără nimeni dacă luați 3 porții de legume și fructe din alimentație și mai luați încă 2 porții de legume și fructe din suplimente alimentare. Sau dacă luați 3 porții de legume și fructe din alimentație și mai luați încă 3. Nu se supără nimeni dacă le depășiți. Din contră, organismul dumneavoastră o să vă mulțumească. Iar la 2,08 lei cât costă cele 4 tablete luate pe zi, cu certitudine fac mult mai puțin decât un kilogram de mere. Și am citit acum un studiu, de exemplu, spunea la cartof, ca dacă ar trebui să mâncăm numai cartof, ca să ne luăm necesarul de calciu, ar trebui să mâncăm undeva cam 16 kg de cartof pe zi, ca să ne luăm necesarul de calciu. Da? Mâncând unilateral. Deci trebuie să ne gândim la acest aspect, da? Chițul, care spun eu că sunt vitaminele pentru copii cu vârsta între 2 și 99 de ani, este minim vârsta de 2 ani pentru că este nevoie ca acel copil să poată ronțăi sau să sugă tabletele fără să le înghite și să se nece cu ele. Și am zis până la vârsta de 99 de ani, pentru că peste 4 tablete pe zi pot fi o doză de vitamine și de fitonutrienți care îți pot desăvârși alimentația de care ai nevoie. Dacă cumva nu ai la dispoziție, ți s-a terminat daily sau Forever Naturals 18. Și acum argii. Prezența argii plus în bateria noastră de produse face ca acest complex alimentar să acopere o arie foarte mare de beneficii pentru organismul nostru. Și pe om nu-l interesează neapărat cum se transformă arginina în oxid nitric. Vă rog să mă credeți că am încercat să le explic oamenilor și îi pierd. Deci când încep să-i zăpăcesc acolo, că perimurat, le spun, este un produs pentru care cercetătorii au luat premiul Nobel în medicină. Acest produs are beneficii pentru că este un complex alimentar și conține 3 tipuri de suplimente alimentare într-un singur produs. Face să ai un sistem cardiovascular sănătos, să ai un sistem imunitar bun, un aparat respirator foarte bine funcțional, sistem musculoscheletal sănătos, cu sistem nervos, cu îmbunătățirea funcției cognitive și nu mai ai nevoie să mai bei cafea, cu funcție sexuală îmbunătățită, capacitate de efort fizic susținut și proprietăți anti-îmbătrânire prin neutralizarea radicalilor liberi. Și toate le obții la 3,5-7 lei pe zi. Dacă te interesează ce conține acest produs, conține vitamine, conține el arginină de 5 ori mai mult decât l-ai găsi în orice alt supliment alimentar sau medicament înregistrat ca și arginină și un amestec extraordinar de antioxidanți cu mult mai competitiv decât orice formă de resveratrol care se găsește pe piața de suplimente.